Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută foarte tare. Să vorbim puțin de foștii concurenți. Vreau să încep cu Antonio. Știți că l-am simpatizat foarte mult în Casa Miria sa și îl simpatizez și acum, mai ales că e din Constanța. Am locuit în Constanța și am o simpatie pentru locuitorii de acolo. Toată Constanța. Sunt niște oameni deosebiți, nu se aseamănă cu restul țării. Deci Antonio în Anglia cu Maria, băiețelul lui la școală în România n-a putut să-l ia și foarte bine a făcut. E greu cu școala, până învață limba, pierde un an, dar are timp să se ducă, să mai crească. Și Antonio intrase, nu știu cum, de fapt pe TikTok poți intra oricine să vorbești, cu o femeie care a început să se spună că l-a bătut pe bărbasul. Am râs, zicea prima dată că l-am bătut, i-am rupt dinții. După aceea întreabă Antonio dacă mai are vreun dinte, zice nu, nu i-am rupt. Dar am impresia că această femeie era puțin dusă, după felul cum vorbea, bineînțeles, eu n-am văzut-o decât pe el, decât vocea am auzit-o. Dar după cum se exprima, avea ceva probleme la mansardă, dar nu contează, îi și ia om ca și noi toți ceilalți. Și la un moment dat Antonio întreabă ce zodie ești și zice, nu știu ce zodie sunt. Cum nu știi? Când ești născută? Zice, în 72, în 4 februarie, parcă, vărsător, și eu sunt vărsător, dar eu sunt normală. Și a început să spună Antonio niște lucruri despre vărsători, că odată merg bine, după ce o dau înapoi, ea zicea, da, ce bine m-ai ghicit. Ei, nu e chiar așa, vărsătorii sunt niște oameni liberi, le-i libertatea, le-i lua viața. Dar nu se lasă chiar așa ușor să le iei libertatea. Și el juca în timpul ăsta. Eu cred că Antonio căuta partener de joacă. De joacă? Da, păi da, e tânăr. De fapt, stați puțin, că pe TikTok aceste jocuri poți să le joace și dacă ai 80 de ani, dacă te ajută mintea, nu? Nu trebuie neapărat să fii tânăr, ce puțin așa cred. Și a venit și Maria, dar am impresia că a intrat din nou acea femeie. Cel puțin așa am văzut eu, a intrat din nou acea femeie, vorbea cu ei, vorbea acum cu amândoi, pentru că înainte spunea Antonio că Maria e geloasă, păi cam e geloasă, că asta am văzut și în emisiunea Mireasa. Și ei se amuză tare, tare cum vorbea femeia asta. Și zicea că ea mănâncă porn, cam așa parcă zicea la popcorn, floricele, așa se zicea înainte, floricele. De fapt, floricele sunt, floricele de porumb, eu așa le știu. Acum le zic ăștia popcorn. Porn, cum le zicea femeia asta și eu am râs. Povestea iar despre soțul ei, zicea Antonio, dacă l-a prins cu vreo femeie, zicea că și ce dacă l-a... A venit cu urme de ruj. Păi cine să uite la el dacă și el tot că ea și așa cred. Prea o să aibă așa admiratoare. A întrebat-o pe ea, Antonio, dacă l-a prins cu vreun bărbat. Bineînțeles că a glumit cu ea, vă dați seama. Și a zis că ce dacă. Ea nu știa, nu era așa mai limitată, nu știa. Nu știe toată lumea. Apoi... L-am văzut foarte puțin pe Ion de la sezonul 3 sau 4, nu mai știu, că v-am spus 3 și 4 nu le-am urmărit, decât foarte puțin. Să trezise, băuse cafea, încă mai avea, după cum a spus, a intrat pe live și spunea că vrea să șadă, să nu facă nimic, că de 3 săptămâni n-a mai avut liber și e obosit normal. Stă și el acest weekend, foarte bine face. Ați văzut, a fost și el la cursa iubirii, a fost primul eliminat. Mi-a părut rău, pentru că eu l-am simpatizat. Așa cum a fost el cu bune cu rele, eu l-am simpatizat pe Ion foarte tare în emisiune. Știu că a vorbit urât, că de asta l-a și eliminat de la cursa iubirii. Am făcut câteva vloguri despre asta. Dar el simpatic. Dacă n-ar vorbi așa urât, cu ea vorbește cel mai urât cu Raluca, ea-i permite. Atunci ar fi și mai simpatic. De acord? Și...
la un moment dat îi spune acestei femei că pleacă, iese, că îl cheamă nevasta ceva undeva să-i aducă, să-i coboare, când ajungea normal la 1,50 lei și el 2 metri. La înălțime nu se potrivesc, dar am văzut că se înțeleg bine, asta e important, înălțimea. Apoi intra cu cineva din Republica Moldova, au jucat tot, vorbea acela de țara lui, ca fiecare. Și cerea tap-tap. Da, tap-tap, asta mi-amintește prima dată când am auzit de cuvântul tap-tap pe Alex Suțu de la sezonul 7. Da, Alex, la micuțu. Eu l-am simpatizat câteodată, nu tot timpul. Câteodată l-am simpatizat, era chiar haios. Și vorbea cineva de Gala Mireasa, spunea că nu îi place... S-a uitat, cred că la Gala, a văzut că nu au fost eliminări și chiar n-au fost. Și zicea Antonio că nu știe stafful ce să mai facă, că nu au subiecte. Dacă nu au, le creează. Păi da. Și eu sunt de acord cu el, pentru că de ce am mai pus concurenții și mamele să voteze cel mai slab și cel mai bun cuplu, din moment ce nu au avut de gând să... îi elimine. Pentru că se știa dinainte, staful știe dinainte, știe tot, știe și câștigătorii, normal, că știe că doar el îi pune. Și eu sunt dezamăgită de acest sezon. Parcă era puțin mai bun, puțin mai credibil sezonul 7. Ar fi fost mult mai bun fără Hatice. Foarte bună ar fi fost fără ea. Dar așa îi place la staff să aducă, să fie un element negativ printre cei buni, să aducă pe cineva. Și cineva îl întreabă de casă, dacă mobilată, el a spus că casa era mobilată, doar că a mai schimbat, spunea că are casa de 2 ani, el acolo locuiește, în Anglia, asta și el în Anglia, asta și Maria, foarte bine că s-au dus în Anglia, altă viață, poți să ai un viitor, e foarte mare diferență între viața de acolo și viața din România, de fapt între viața din România e mare diferență din orice țară, nu neapărat, nu seamănă, eu am fost în multe țări, dar nicio țară nu seamănă, n-are cum. Altă mentalitate, altă istorie, altă concepție despre viață, dar oricum, unde sunt eu e foarte bun, e cald. Ceva foarte frumos, emoționant. Dima și Sabrina au fost la două familii și au dus alimente, haine, bani, au făcut niște fotografii, doi copilași, erau frumoși acolo. Nu știu de ce, a postat și un anunț care vrea să pună niște bani, o să-i dea contul. Au nevoie de ceva tratamente, cineva e bolnav, nu știu mai multe amănunte nici eu. Știți că Sabrina a fost preferata mea în sezonul ei, foarte mult am îndrăgit-o. Și a fost nedrept că i-a eliminat pentru ce a zis, de fapt el la... pur și simplu a dat afară pe ușă, că a zis că se aruncă de acoperiș. Oricum nu s-ar fi aruncat, bineînțeles, a fost o vorbă doar. Liviu a făcut mult mai multe în sezon, mult mai multe a făcut Liviu și n-a pățit nimica. Și pe el a descalificat pentru că a zis că se aruncă de pe un acoperiș în piscină, în piscină, în sauna aia în cioi. Da, pentru că nu erau bine văzuți deloc ei, nu erau pentru că nu făceau materiale. În schimb, Liviu făcea, ei nu. Asta vrea staful. Nu contează ce materiale sunt. Poate să fie scandaluri, poate să fie... Ați văzut cum a făcut Liviu. A zis că îl descalifică, dar i-a dat ședințe la psihoterapeut, care nu l-au ajutat. Nu o să-l ajute nimic. Dar stau în Timișoara, Sabrina și Dima. Mă bucur foarte mult că se înțeleg bine. Asta e frumos când o familie e unită. Și înțelegere e cel mai frumos. Și au făcut și Bradu, au postat un filmuleț cum împodobeau Bradu și ce mi-a plăcut foarte tare, aveau niște pijamale foarte drăguțe la fel, cu alb cu roșu, extraordinar de frumoase. Și eu am primit când eram în casa Mireasa de la fata mea de ciocolată, când a fost eliminată o lună de zile cât a fost, niște pijamale le-am și acum în caz Ștefania că vezi acest vlog, să știi că le port, care mi le-ai trimis. Cam atât am avut să vă spun despre foștii, că nu o să mai aflu și alte informații, am să le împărtășesc cu voi. Vă rog încă o dată să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like. La revedere!